Vara noastră e focoasă și cere mega provocări, așa că ediția asta o vrem extravagantă și cu multă dispoziție. Salutare, eu sunt Vlad Codreanu și bine v-am găsit la o nouă provocare! Invitatul din această zi nu este interpret, dar nu este nici dansator. El mereu ne bucură cu poze frumoase. Da, corect, este fotograf și, doamnelor și domnilor, invitatul din această zi este Daniel Usatăi. Salut, sunt Usatăi Daniel. Usatăi Daniel, 24 de ani, de profesie fotograf. A finalizat școala de muzică, însă ochiul și mintea de fotografii s-au deschis fiind licean. A asistat la niște proiecte studențești și de atunci pasiunea pentru fotografie a rămas cu el mereu, însoțindu-l în diversele activități profesionale sau personale. Fiecare contact cu cotidianul îi alimentează o curiozitate nativă imensă. Din 2007, Daniel a decis să facă din fotografie principala sa ocupație. Iată că invitatul meu din această ediție deja se apropie. Salut, Danu! Salut, văd că Vlad, nu ai întârziat. Ce bravo ești! Da. Danu, tu o să înțeleg că mereu ești cu rucsacul în spate și nu cumva acolo este și aparatul de făcut poze? Da, ca să nu pierd niciun moment. Ha, e extraordinar! Dacă este un fotograf atunci este mereu cu aparatul la îndemână. Dar, Danu, să știi că astăzi o să lăși aparatul de făcut poze deoparte, pentru că eu, în acest moment, la această ediție, la această provocare, spune-mi, te rog frumos, cum stai tu cu imaginația ta? Bine, pe locuri. Bine, dar imaginația de vânzător, ai vândut vreodată un produs? După cât țin minte, nu. Păi uite, astăzi o să ai toată ocazia și, cum am zis că te provocăm, am aici, ce crezi că am aici? Spune-mi, te rog frumos, am o pungă cu ceva. Danu, ce crezi că este aici? Pungi. Pungi. Corect, sunt niște pungi înăuntru, dar în pungile care sunt, ce poate să fie? Să știi, uite că mulți pofticioși sunt în parc și să știi că astăzi, Danu, tu o să îmbli cu căldărușa! Dar ce este în căldărușa? Este porumb fiert, doamnelor și domnilor. O să fii vânzător de porumb, porumb dulce fiert, și să știi că, uite, aici ai toate cele necesare. Deci, așa, și normal că miroasă. Deci, aici este pungile, da, și mănuși. Uite, ai niște mănuși pentru că poți să dai și la cumpărător, eventual. Dar aici este și sarea. Uitați-vă în ce ținem noi sarea. Foarte frumos. Da. Deci, pentru că porumbul este mai gustos atunci când îi pui și un pic de sare. Și ce pot să zic? Pot să zic că ești gata de lucru. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Topșoi? Topșoi, fetele? Cât costă? 10 lei, unu. Dar dacă doi, este posibil și cineva să câștige gratis unu. Nu, la întrecere? Nu? Ok. Bună, păpușoi. Bună ziua, păpușoi, nu doriți? Lășim ușit. Poftim? Bunica ușit. Acasă? Da. Da? Haideți. Da? Da? Așa. Facem aspirația. Ia să vezi că Daniel Usatăi prinde foarte bine la public. El deja primul păpușoi, cu siguranță, îl vinde în acest moment. Dar oare le va face și poze? Nu știu, hai să vedem. Nu știu, să mă apropii, să văd mai bine ce face el acolo sau nu, dar eu cred că el se descurcă foarte bine. Bună ziua, păpușoi, tare gustos, sărat, mare și gustos, nu? Bună ziua, păpușoi. Păpușoi, nu? Ok. Ia, galodnă-i ca gol, serios. Chiar îi mulțumesc că bază plăcere. Plăcere? Sarea bună. Mersi. Să trească Dumnezeu pe voi. Mersi.
If winning is a habit, then I've been an addict. Every night is cinematic when you roll with us. And we won't live forever, but I will remember when I met you. When I met you in the summer, and I came to your town. Хорошо. Да. Соль? Давай. А не, вообще это не надо. Окей. Все. Приятного аппетита. Пепушой. Пепушой. Domnilor și domnilor, să înțeleg că deja două persoane care vor să participe la această întrecere minunată imediat se apropie și o să vedem cum se vor descurca și ei, așa precum și invitatul emisiunii din această zi, Daniel Usatăi, care este provocat la rândul său să vândă, să-și schimbe... Desigur că îți poate. Bună, cum te numești? Da, cum vă зовут? А можно сигарету? Цезарь. Вот у нас здесь есть конкурс небольшой. Давай, да. Кто из вас побыстрее будет кушать папушой, то получит 50 лей. Прямо здесь. Хорошо. Давай. Давай, ищи время мульты. Давай, фачим интрей, да? Ну, да, ты знай, ну и фачим конкурс айча. Дай фер, хай, дай фер. Așa, hai. Așa. Pui startul. Da. Da, eu am uia să anunț startul. Hai. Sunteți gata? Da. Mi-e stale acum nu. Numai startul spui. Da. 3, 2, 1, start. Ia să vedem. Hai, aplauze, aplauze. Cine e cel mai bun? Cine mănâncă cel mai repede pe jos? Și va primi 50 lei acum. 3, 2, 1 și extraordinar. Cezar este în primul loc. Aplauze furtunoase. Bravo. Bravo. Păpușoi, tare gustos, puteți face și concurs, păpușoi gratuit. Concurs numește păpușoi gratuit. Ia să vedem că în acest moment mai urmează un concurs, pentru că lumea aici vor să participe la concurs. Domnul, ții tu mers azi, văd că ești cel mai fericit. Dar haideți să facem cunoștință. Bună, cum te numești? Irin. Irina și? Ibrahim. Irina și Ibrahim în acest moment sunt participanții cei care o să mănânce în acest moment păpușoi. Și să vedem cine mai repede o să fie. Eu cred că prietenii voștri o să vă susțină, o să bată din palme, da? Da, da. Data trecută la... Dă-i vititil. Haide, facem așa, tombolă. Băgăm mâna, scotem care iese. Să văd, dar nu să văd. Nu trebuie să vă vedeți. Nu, nu vă așa. Opa. Așa. Așa. Sunteți gata? La 3, 2, 1, da? Stai, că n-am dat parte. 3, 2, 1, și? Ia salarii bomba. Unii susținere din partea prietenilor voștri. Salarii bomba. Felicitări! Ibrahim, domnilor și domnilor, o câștigat și felicitări, Ibrahim! Bravo! Cum a fost păpușoiul? Așa e că dacă e gratis, e gustos? Și Danu, ți-a mai rămas ceva vreo păpușoi? O să vedem, mai ești. Unu. Hai, te încoace și. Danuș. Dani, spune-mi, te rog frumos, cum ți-a părut provocarea din această zi? Foarte rău. Mi-a părut rău, nu știu cum. De ce? Sunt rău vânzător, cred că am vândut. Să înțeleg că numai în a face poze este cel mai bun, dar a vinde doar pentru asta este și provocarea, să schimbăm meseria. Sper că viitor n-a să ne fie așa provocare. Să sperăm că da. Și care sunt impresiile tale despre cei care au procurat păpușoiul? Am observat că romii sunt cei mai pofticioși la păpușoi fiert. Și în a participa la concursuri. Da. Pentru că cui nu-i place un păpușoi gratis.
Până aici a fost, doamnelor și domnilor, alături de noi în această emisiune a fost Daniel Usatăi, eu sunt Vlad Codreanu. Nu vă spunem la revedere, dar vă spunem pa-pa până la o nouă întâlnire. Rămâneți cu bine!